Giurgiului în timpul unui asediu, nu contează detalia acolo. N-aveți de unde să vă imaginați cum arăta cetatea Giurgiului până nu vedeți un astfel de desen. Și un astfel de desen nu există în afară de cel făcut de Radu-Oltean. Iar aici, pentru că cartea nu conține, bineînțeles, numai reconstituirile lui, ci mult alt material documentar. Iar aici, vedeți o piesă unicat, este planul, nu? Da. Cetății Soroca, recuperat printr-o cântătoare fericită din arhivele de război de la Moscova și pe care, iarăși, până acum nu aveați unde și cum să îl vedeți. Și despre toate acestea se povestește în această carte. Vă mulțumesc și vă aștept alături de... După colț, dacă să... Radu, după colț. Da.